Bună, dragii mei! Ia uitați ce am cumpărat astăzi de la Lidl. Și ce credeți? Supă nu fac, dar mi-a venit altă idee de mâncare. N-am mai făcut de mult și mi-e tare poftă. Și Eva abia așteaptă să-i fac. Ia uitați ce m-am gândit. M-am gândit să fac o supă cremă de morcov! Ce avem nevoie? Bineînțeles, morcov mai mult. Un pic de ardei galben, ardei roșu, ceapă roșie pun eu și un cartof fior potrivit și am aici și un păstârnac. Dau asta deoparte că o punem la sfârșit peste supătrân. Iau o oală și mă pregătesc să tai toate aceste legume, le tai cubulețe. Cubulețe sau, mă rog, așa, cam așa, așa ceva. Le tai pe toate și le pun la foc. Acopăr cu apă, mai pun și un cățel de usturoi, asta nu vi l-am arătat, urmează să-l iau de la frigider, un cățel de usturoi, un pic de sare, piper și o foaie de dafin. Revin după ce tai legumele. Am tăiat legumele, avem ceapa, ardeiul, foaie de dafin pe care o vom scoate la final, am pus și un pic de sos de roșii, aici avem usturoiul, cartoful tăiat, iar acum voi pune apă până la nivel. Nu mai am nevoie de un pic. Cam așa. Acum nu-mi rămâne decât să-l pun pe foc, la foc mediu, până când morcovii sunt făcuți. Punem la foc, dau la foc mic și las până când morcovii sunt buni de mâncat, fără să mai crânțene. Ia. După ce s-au făcut morcovii, dăm tigaia de pe foc și începem să o triturăm cu din ăla de pasat. Vom pasa cu scula asta până când devine o cremă fină, fină, apetisantă. Și la sfârșit, după ce punem în farfurie, punem și niște butoane. Haideți să vedeți cum arată la final. Gata, legumele s-au fiert, după cum puteți vedea. Scot foaia de dafin, o arunc și încep să pasez legumele cu blenderul ăsta. Și dăm bătăi. Am scos un pic din zeamă, în caz de nu mai trebuie la sfârșit, să nu iasă prea apă. Gata, am făcut-o, să vedem cum arată și în farfurie. I-am mai pus și un pic de sare. Rezultatul final, vă urez poftă bună, dragii mei!